Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, stimați fermieri de pretutindeni din județul nostru, din țară sau din străinătate. Avem profesioniști care au ajuns la o vârstă înaintată, dar sunt printre cei mai buni specialiști în domeniul pomiculturii, viticulturii, agriculturii ecologice. Trebuie să fie încurajați acești specialiști din domeniul agriculturii care pot să oferă celor care se încumete să investească în agricultura României, trebuie să le oferim șansa să dăruiască tinerilor agricultori, dar și celor mai în vârstă, cunoștințe profesionale de calitate, pentru ca mai apoi ei să ajungă la performanțele dorite în agricultură. Nu mai departe, în această emisiune vom sta de vorbă cu prietenul nostru, domnul inginer Ioan Pop, care s-a implicat într-un proiect european și au avut mult de câștigat băimărenii, sădmărenii care au asistat la aceste cursuri de specialitate. Este un program de formare profesională în domeniul agriculturii care a cuprins mai multe secțiuni de pregătire a pomicultorilor, viticultorilor sau celor care se încumetă să inițieze o afacere în domeniul agriculturii. Bine v-am regăsit, domnule inginer Ioan Pop. Mă bucur întotdeauna și îmi face mare plăcere să stăm de vorbă, pentru că prin generozitatea dumneavoastră, pot să spun așa, nu costă nimic, stimați telespectatori, dumneavoastră oferiți întotdeauna informații extraordinar de valoroase pentru cei care lucrează deja în domeniul agriculturii, în speță pomicultură, viticultură, și desigur cred că informațiile dumneavoastră sunt de bun augur pentru ei. Ciulesc urechile, cum se spune, și prosperitatea se arată pe proprietățile lor. Așadar, vă rog să ne vorbiți despre acest proiect de formare profesională care s-a derulat recent. De altfel, pe parcursul emisiunii o să aveți posibilitatea să vedeți și imagini din ferma domnului inginer Pop Ionică de la Homorade. Și, desigur, vom afla informații de ultimă oră în ceea ce privește acest proiect european, inițiat de un grup de acțiune locală din Maramureș. Așa este. Deci, pe perioada 3 luni de zile, din aprilie până în 2 iulie, practic când s-a finalizat proiectul, am derulat acest program de formare profesională la un grup de acțiune locală din Baia Sprie, Mara Natur, în care aveam scopul de a forma și crește competențele profesionale la 100 de cursanți, de agricultori, din tot Galu, care cuprinde 13 comune și 2 orașe, Mara Naturu, și locațiile de desfășurare au fost în 4 centre pe Maramureș, cu grupe formate din 25, deci 4 locații a 25, 100 de cursanți trebuie să-i formăm. Programul nostru a cuprins 2 ore de curs pentru fiecare localitate, 2 zile de curs în pline de dimineața până la 6 după masa, la ora 18 seara. Și ne-am convins la acest program de formare, am participat eu fiind ca managerul de proiect și lector în același timp, am avut un cadru universitar de la Cluj care a predat antreprenoriat rural, management și marketing în agricultură, eu pe probleme de pomicultură, viticultură și agricultură ecologică și tot ce au vrut să mă întrebe cursanții din Maramureș. Și drept dovadă, fără falsă modestie, vă zic că lumea care a fost și mai ales care au văzut, adică după ce le-am prezentat la au văzut și practic în ferma de la Omul de Jos, atât pomicultura cât vie, cât și practicarea agriculturii ecologice, au rămas impresionați și au solicitat să mai vină în fermă. Într-adevăr arată și foarte bine în acest an și producțiile foarte bune ce sunt, dar mai ales pentru practicile și sfaturile practice efective care le-am putut furniza acestor cursanți. Vreau să vă întreb din punct de vedere al marketingului și managementului,
Care au fost beneficiile pe care cursanții le-au receptat? Că probabil ați asistat și dumneavoastră. Și mai mult de atât, unii poate că iau în derâdere așa aceste noțiuni, marketing, management, și de multe ori se confruntă cu o mare problemă. Aceea că nu pot să-și valorifice produsele agricole. Și nu numai cele provenite din pomicultură, viticultură, dar și din cultura mare. Exact, așa este. Profesorul care, lectorul care a fost de la, și lector universitar care a fost de la USAMV, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, este și lectorul care predă acest curs la studenții din Cluj. Este un cadru didactic foarte apreciat, din câte am aflat și din la alți studenți care sunt la Cluj, și m-am convins și eu. Și într-adevăr, eu i-am și sugerat, după modelul cum le-am prezentat eu cursul, adică să fie o chestie interactivă, nu numai profesorul să le spună totul, nu, ca să-i antrenezi și pe cursanți să intervină ori de câte ori aveau o nelămurire, o sugestie sau o aprofundare la un subiect anume. Și într-adevăr, și profesorul de la Cluj, lectorul de la Cluj, s-a axat pe probleme practice. Adică, exact, avea și dânsul o fermă din asta și o condus și el o afacere și a făcut multe proiecte pe fonduri europene și cu o experiență, chiar dacă vârsta nu e atât de înaintată, dar cu o experiență vastă în domeniu și mai ales la fondurile europene. Și atunci și aici pe valorificare și multe sugestii pentru și oportunități pentru afaceri în agricultură, atât în agricultură și cât și activități non-agricole. Deci lumea era, vă spun că era captivată și de profesorul de la Cluj, și o zi eram lector eu, o zi era profesorul de la Cluj și în ziua în care eram era și fiica mea cu schimbările climatice și influența lor în agricultură. Deci proiectul a fost unul foarte interesant și spre surprinderea noastră, la unele din localități, așa, aproape jumătate din cursanți au fost cu studii superioare. Știu, nu în domeniul agricol, dar erau interesați să afle noutățile în agricultură. De altfel, fiecare, chiar dacă are altă slujbă principală și preocupare, vroiau să investească, să facă afaceri și în agricultură. Surprinzător, de exemplu, la Copalnic Mănășturi, Cernești Copalnic Mănășturi, dintre ei au fost numai grup de tineri, jumătate din ei au fost cu studii superioare, din diferite domenii, economic, tehnic, topografi, economiști, juriști, IT-iști, și care au fost mult, absolut la toate locațiile care au fost multă lume cu studii superioare și mulți tineri care erau preocupați pentru a face activitate ușoară, să le-am spus tot timpul, nu e o activitate ușoară. După ce am terminat cu cursul și la practică, în activitățile practice, m-au invitat să văd o livadă înființată de un tânăr care era, într-adevăr, erau greșeli la conducerea, la forma de conducere a coroanei, la sistemul de tăiere. Cunoștințelor dobândite la acest curs, că vor putea pune în practică exact ceea ce le-am spus. Mai mult de atât. Ei mi-au sugerat ca la iarnă, când vor fi tăierile efectiv, în tăierile de rodire în uscat, să facem o acțiune atunci pe fonduri, nu pe fondurile lor, atunci pe fondurile lor. Așa, ca să mă duc să le demonstrez practic în localități și acolo să invit pe mai mulți dintr-o localitate, dintr-o zonă mai mare, că practic au fost la câte un curs și din 5-6 comune care veneau în comuna respectivă să participe la cursuri. Și atunci să facem demonstrativ aceste lucrări, atât la plantații tinere, atât la tăieri de rodire, atât că mai sunt cazuri cu tăieri de regenerare, unde e cazul și vor să mențină culturile care sunt, și vom face aceste lucruri. Îmi pare rău că așa s-a nimerit acum, că acest proiect a fost pe Maramureș și nu pe Satu Mare. N-am găsit la galul respectiv, avea în portofoliul de proiecte care era formarea profesională, creșterea competențelor țăranilor din microregiunea Marea Natur, Baia Sprie. Și atunci am făcut proiectul, am depus proiectul, a fost selectat proiectul, aprobat și am procedat în 3 luni de zile la formarea lor profesională. Domnule inginer Ioan Pop,
Avem și noi în județul nostru foarte mulți pomicultori, viticultori. Ce înseamnă pentru o plantație de pom sau de viță de vie neștiința până la urmă? Da. Dumneavoastră a spus că ați vizitat o plantație tânără și că erau acolo niște greșeli în ceea ce vrește tăierile și așa mai departe. Poate sunt telespectatori care ne urmăresc, iar apoi o să vin mai târziu cu altă întrebare. Cum vă gândiți dumneavoastră să ajutați pomicultorii, viticultorii din județul nostru în viitor, având în vedere că acum v-ați implicat doar în acest proiect inițiat de grupul de acțiune locală din Baia Spree, așa cum ați spus. Deci ce înseamnă tăierile greșite la pom sau viță de vie? Cum se repercutează aceste greșeli în viitoarea producție? Așa este. Normal că la debutul cursului am avut un chestionar inițial ca să aflăm odată și pregătirea lor, ca să știm cu cine discutăm, care e nivelul lor de cunoștințe, din chestionarul care era, cam ce așteptări au, ce probleme în afara suportului de curs, care avea vreo 120 de pagini, suportul de curs. Chiar dacă erau, ăla l-aveau fiecare cursant, ei trebuia să mai, orice domeniu de activitate care îi preocupa pe ei. Și într-adevăr aici am văzut că pe multe chestionare de lor interesau aceste probleme legate de pomicultură, agricultură și agricultură ecologică. Și atunci ce am constatat și m-am mai dus în multe locuri prin județ pe acolo, mulți tineri și-au făcut câte o plantație pomicolă și greșeala care a fost, recunoașterea, sigur, ei pe net să mai documentau ei totuși altfel, când văd treabă, probleme practice, altfel se descurcă ei. Și atunci, în pepinieră, depinde la ce, cum era, mai mare, mai mic, din anul, din anul întâi, din câmpul 1, din câmpul 2, materialul săritor, erau mai mic, mai mare și atunci corana era formată, la mulți am observat acest lucru, era formată foarte înalt, putea să aibă un metru, 1,50 m tulpina. Și atunci am zis că de ce ați făcut așa? Păi n-am știut. Ei, uite, dacă voi faceți cum am făcut când am dus în livadă și la mine când am pornit livada, totul a fost tăiat la 90 de centimetri înălțimea tulpinii, ca pe 20 de centimetri să formeze corona, deci practic 70 și tulpina efectivă la toți pomii. Și atunci tot e uniformitate, nu trebuie ridicat nici, nu se înalță pomul, poți să recoltezi fructele și de jos o bună parte, fără să folosești scări, dacă e plantație intensivă. Și atunci, hop, și-au dat seama că, uite, am greșit, dar să mai pot reface, să pot reface. Sau cu două tulpini, deci nu știau să formeze corona, nu știau elemente de șarpantă, subșarpante. Nu vorbesc de stilul ăsta de tăier care l-am avut eu și au fost surprinși de fusul subțire care l-am practicat eu la Omoros și am spus că e foarte simplu să o convins că adevărat, dar noi putem schimba, puteți schimba și voi. Se poate schimba la plantațiile care încă nu sunt plantații bătrâni, la unele care sunt tinere și în formare, poate să adopte acest stil. Așa că sunt greșeli. Sau la vie mă întrebau că n-au ei suprafețe mari. Într-o parte sunt și zone în care aveau puțină viticultură, dar cât au ei pe lângă casă, mulți din ei gospodari, sau cu plantații mai mici de pomi, să zicem, 20, 30, 50 de ari, nu erau suprafețe, sau aveau și 2 hectare, și 5 hectare, și 3 hectare. Și unii ziceau că au crezut că lor e cea mai frumoasă livadă care o au și cu tăierile. Dacă au venit, m-am întâlnit că el era un itist care se ocupa și care avea livada în Maramureș, în Bucium, și zice, domnul Niger, când am văzut livada dumneavoastră, m-am convins că eu am crezut că e cea mai frumoasă, dar mă întrebau, zice, dar mai este livada mai frumoasă ca asta și cu producție mai frumoasă decât a dumneavoastră, mai ales că e și cu toate că e în sistem ecologic. Și atunci, la sistemul de tăiere, greșeli la el, multe greșeli care sunt și nu știu. Și după am punctat foarte mult, le-am dat notau ca și elevii la școală, cu tratamentele care vor, care erau în agricultură ecologică sau care vor să practice agricultura ecologică, exact cu termenele, când să dă, cu ce să dă, exact momentul aplicării, că deja la aplici mai târziu. După aia le-am prezentat la aceste cursuri noutăți, pot să zic premieră, și pentru agricultura românească. Folosirea zeolitului pentru prima dată pe toată suprafața, că eu nu mai știu nicio livadă din România în care s-a aplicat pe toată suprafața zeolitul, acum 4 ani sau 5 ani și acum anul ăsta dăm din nou. Și după aia, de capcane pentru combaterea unui dăunător, nu știu cum să scape și cum am scăpat de Epicometis hirta, gândac cu păros, e un dăunător foarte, foarte periculos și poate să-ți distrugă producția, că mănâncă organele florale, pistilul, staminile și pistilul. Și când au auzit cum am scăpat în 3 zile de tot efectul, au rămas, da, surprinși. Și multe lucruri practice
După aia, bandajarea rănilor, care le fac eu în agricultură ecologică, eu pot supra, dar sigur că da. Și multe, multe, foarte, foarte receptive au fost oamenii și, drept dovadă, și la orele de practică, aveau rezervate 2 zile de practică la Homorodul de jos în fermă, pe viticultură, pe pomicultură, pe agricultură ecologică. Și, surprinzător, la una din grupe, cea din Săcălășeni, care au venit la practică, au avut plăcerea să întâlnească la mine în fermă un grup de 6 cadre universitare de la Medicină Veterinară din Cluj, tocmai pentru a vedea faptic și ei ca la stațiunile lor didactice de la USAMV Cluj să practice agricultura ecologică. Am surprins și cadrele didactice și atunci a fost un dialog din ăsta și între mine și cadrele. La amândoi. Era o treabă foarte interesantă. A fost o chestiune interactivă până la urmă. Interactivă și au apreciat și cadrele didactice spre bucuria mea, au apreciat felul cum este și mai ales nivelul producției, starea fitosanitară cu tratamentele bio care sunt admise în agricultura ecologică. Într-adevăr, le-am spus eu că important într-o agricultură ecologică și la cursant și la cadrele didactice de acolo este să alegi soiile rezistente la boli, special, că dăunător hai că le rezolv cu laserul, dar la boli, acolo, dacă n-ai rapă și făinare sau foarte scăzut nivelul, atunci problemele din pomicultură pot fi rezolvate ușor. Dacă sunt soiuri foarte sensibile, atunci sigur că lucrurile sunt mai delicate și mai complicate puțin. Deci, într-adevăr, așa cum ziceați, greșeli, și-au dat seama de multe greșeli care le fac ei, dar au învățat mult și m-au rugat să-i primesc acum și la recoltat, să poată să vină la mine oricând. Așa poate să vină și la recoltat, poate să vină după aia și la tăierile de iarnă, când voi face tăierile, atunci am pom unde fac și tăierile clasice, dar livada de măr e numai tăierea cu alt sistem, cu fustul subțire, cum ziceam, mă mai duce și la ei. Așa că, într-adevăr, se pot învăța lucruri multe. Vreau să vă întreb, domnule inginer Ioan Pop, care este diferența între tratamentele biologice, vorbim de agricultură ecologică, și tratamentele chimice. Spuneați la un moment dat că le-ați dictat pur și simplu cursanților sau participanților la acest proiect european, la acest curs de formare profesională, momentele în care se aplică tratamentele ecologice sunt mai costisitoare, mai pretențioase. Avem un musafir, cum îl cheamă? Băluță. Băluță, ce da, faci, băi, Băluță? Da, el e pasnicul aici. El e pasnicul și vă da. Iubește tare mult, da, a venit la noi aici. Da, te duci, să duce el, așa, da. Mai stă și el în cadru un pic. Așa este. Așadar, care este diferența între tratamentele din specifice agriculturii ecologice și tratamentele chimice? Aici la chimice normal. Aici nu e problemă, se pot aplica oricând sau și aici există reguli? Nu, de regulă vine momentele, să zicem, de aplicare ale substanțelor, trebuie să le respecti, orică folosești produsul chimic, numai că acolo e avantajul celor care sunt convenționali cu produsele chimice, pentru că pot folosi și substanțe sistemice și atunci intră în plantă. Aici nu ai voie decât produse de contact și numai anumite produse care sunt admise în agricultura ecologică. Produsele din folosite în agricultura ecologică sunt mult, mult mai scumpe decât cele din agricultura convențională. Da. Acolo, da, foarte scumpe sunt. Într-adevăr, au rămas, eu zic, când am îndemnat pe mulți care aveau culturi care se potriveau sau care vor să facă plantații de arbuși, că la ei merge foarte bine în zona în care a fost în multe localități afinul, cu aciditatea solului potrivită pentru cultura de afin, între 4,5 până la 5,8 pH-ul. Erau multe localități din asta și faceți, mai ales că și merge cultura de afin în Maramureș și aia din flora spontană, este prezentă, au și culturi. Deci arbuștii. Arbuștii, da, și le-am zis și alunul care putea să-l facă, nucii, care ar putea să-l facă ușor în agricultură ecologică. Smeu, rămure, smeură, da, și da, și alea alte. Poacăzi, da, și toate, din astea erau un pic recunoscute. Și tot, dar în special e pe... Așa, după am insistat și pe celelalte sururi, dacă văd pe alte specii care sunt, care se pot. Prunul merge la anumite zone, merge și mărul, au
le-am explicat soiurile care vor să intre, că mulți au vrut să schimbe cu sistemul de tratamente pentru care la bebe convențional, cu, dacă n-au soiuri chiar foarte sensibile, cu cele din practicate de mine și folosite la noi în fermă de produse bio. Sigur că sunt foarte scumpe. De exemplu, vă dau un exemplu la un tratament la vie, în suprafață mare, la produsele bio, un singur tratament e 800 de lei. La o singură trecere, deci tratamentele nu sunt ieftine, mai ales că am folosit două produse, când folosești și laserul e scump, mai ai produse care sunt foarte scumpe, care sunt într-adevăr. Și aici, care e deosebire la produsele folosite în agricultură ecologică față de cele convenționale? La cele care sunt chimice, normal că efectul este imediat, poate să fie ori de contact sau sistemice, dar efectul este imediat. Aici s-ar putea caracterul să fie ori repelent, adică să alunge dăunătorii, să nu mai rămână la tine în plantație. Poate să aibă caracter, să paralizeze sistemul nervos sau sistemul locomotor, de mișcare. Și atunci, multe din ele, deci n-are efectul imediat, nu e nici preventiv. Aici trebuie, într-adevăr, la astea ar trebui produsele care sunt folosite în agricultura ecologică să le folosești cu ceva un pic mai repede decât când ai folosit cele chimice, că nu-i efectul imediat. Dar și le-am explicat și la cadrele universitare care au fost de la Cluj, mai ales că livada noastră a ajuns acolo la vârsta de 10 ani, ce am constatat că de la o vârstă, după vreo 8 ani de practicat agricultura ecologică, se realizează un echilibru în livadă. Adică fiecare prădător are și dăunătorul lui. Se creează echilibrul ăsta, că ei se mirau cum de n-am eu păduci. Toată lumea s-a băitat și din cursant și am mai discutat și cu alți pomicultori, cu păduchii care au fost în acest, fie aia negri, fie aia cenușii, așa, care erau în pomicultură. Păduchii albi, da? albi și cenușii. Și sunt din aia, da? Și atunci greu scăpau de ei și zice... Foarte mult. Exact. Și atunci le-am zis, de ce n-aveți? La dumneavoastră cum de nu sunt din ăștia? Nu văd nimic aici, totuși e livadă ecologică. Păi da, acum s-a realizat echilibru. Și atunci buburuzele, că le-am arătat acolo buburuzele... Afidele. Nu afidele. Buburuza e coccinela septem punctată, aia cu 7 puncte. Poate să fie roșie cu puncte negre, portocalie cu puncte negre, negru cu puncte negre. Da, e buburuza. Sunt de mai multe culori. Mai multe culori. Și ăsta este dăunătorul pentru păduchi. Una din... O buburuză din aia mănâncă până la 150 de... Extraordinar. Pe zi. Și 150 atunci, de păduchi, pe zi. Atâta mănânc o buburuză, până la. Și atunci, normal că era pe vremuri când era la începuturile, când era livezi, aveam și câte 45-50 de buburuze pe un pom. Și atunci nu mai aveau cum să se aibă locata cu păduchilor, dacă îi mâncau ei pe toți. Acum, normal că se creează acest echilibru, că dacă n-ai nici afide, n-ai nici păduchi în livadă, atunci și buburuzezi mai puțin, că nu mai au ce mânca. Dar se creează acest echilibru și le-am arătat așa și zicea surprinzător. Și ăsta cu buburuzele, cum se face? Echilibru, deci nu există în fiecare prădător și are și fiecare dăunător și are și prădătorul. Dar stați puțin, ce ați făcut? Ați înmulțit buburuzele? De unde le-ați adus? Și aici e o taină, le-ați pus pe pom? Cum ați procedat? Au venit ieri, s-au dezvoltat, că simțind că există, atunci mai la început, simțind că există hrană, s-au mulțit fantastic și s-au depozitat, le-am și creat condiții pentru iarnă, ca să poată să se refugieze și te speriai când vedeai câte un într-o cămăruță care era acolo făcută de pereți cu pereți dubli unde se puteau ele ascunde și iarna și atunci speriai numărul lor și atunci automat cum apăreau primii semni de viață, când apăreau primii păduchi, gata, erau ieri la mișcare și nici nu apucai să-i vezi bine și ele căutau prin încă nu căutau hrana. Ce se întâmplă? Într-adevăr, într-o livadă în care și asta e un semn de practicare a agriculturii ecologice, într-o livadă în care să folosești substanțe chimice, acolo niciodată nu vei găsi buburuza. Moare și buburuza. Că dacă omori dăunătorii, ceilalți care... creezi dezechilibre. Se creezi după aia dezechilibre. Plus dezechilibre în corpul uman. Normal. Cu cancer și celelalte. Normal. Chimicele, chimică un alt. Și spre bucurie și am văzut atunci că totuși este o preocupare și la ei, și la consumatori ar fi, și la solicitările pe piață acum,
pentru produsele ecologice. Noi avem și o producție foarte bună în acest an, și la prune, și la mere, și la toate speciile pomicole, și la bie este producție bună, așa că vom oferi din plin, numai să fie consumatorii care vor să bucure de aceste produse. Da, iar eu sunt de părere, cel puțin am remarcat, și în calitate de jurnalist, că românii preferă din ce în ce mai mult produsele naturale. Chiar dacă prețul este puțin mai ridicat, dar consumatorul dorește să cumpere produs natural. Este o tendință pozitivă, am putea spune, având în vedere efectele devastatoare ale produselor care conțin tratamente, până la urmă, cum a spus, dacă e sistemic, intră și în fructul propriu-zis. Din fruct ajunge în aparatul digestiv, în ficat, și până la urmă au sistem la o ciroză, nu că ai băut câte un par de pălincă, ci din cauza chimicilor care se regăsesc în anumite fructe. Unii spun că și oțetul alb ar avea un efect biologic asupra unor dăunători care nu suportă oțetul alb și cel puțin unii pomicultori sau legumicultori spun că pot să pulverizeze adăugat, bineînțeles, cu puțină apă și că nu suportă nici furnicile. E adevărat, domnule inginer Ioan Pop? Sunt multe practici din astea care se fac. Cu oțetul. Și oțetul. Și oțetul se poate face în diluție, diluat cu apă. Dar ce am observat și am testat, dar la mine la suprafețele mai mari, acolo mai greu pot să... Mai greu pot să... Trebuie cât oțet. Da, nu-i vreun și e da. Scump totuși. Nu că n-ar fi, că mai scumpă, mai ieftină e și totuși mai ieftină e și cu produse. Sigur că da, sau cu zero, care au fost, sau zeamă de urzici, sau de diferite extract din diferite plante, macerat, dizolvat în apă. Unii mai spun că și zațul de cafea alungă din sol anumite, da, anumiți dăunători. E bine, astea la, să zicem, la... la legumicultură. Da, legumicultură, dar astea cu cantități mici, cu suprafețe mici. Sigur că pot fi testate, sigur, în produse naturale. Dar tot ce folosesc aici, la care-s produse, că ceea ce folosesc eu, multe din ele sunt produse care sunt, să zicem, fertilizanțe din alge marine sau îngrășământ foliar care e admis, că trebuie să vii și cu îngrășământ foliar. Sau zeolitul din... Sau zeolitul care l-am folosit eu acolo cu un efect fantastic. Sol, și după ce l-am dat eu, după ce l-am dat și chiar le-am explicat la cursanți efectul care l-au avut, fantastic de mare, și de-aia voi da în acest an din nou, ca să respect acea perioadă 4-5 ani între de la o aplicare la... Capacitatea de păstrare a merelor pe timpul iernii a fost una foarte bună, deci s-au ridicat, s-au eliminat pierderile prin stricare, prin deprecieri calitative, prin putrezire, datorită calciului care e înzeolit. Gradul de perisabilitate a fost scăzut. Exact, a scăzut gradul de perisabilitate și atunci am văzut că dând zeolitul, pe lângă calciu și... stat-o eu 4 kg la fiecare pom. După aia am venit, am dat în prealabil, am dat gunoiul. Diluată, nu? Nu. Ca praf, așa l-am dat, am dat întâi gunoiul. Ca și DTT, o altă dată. Așa, am prășeat 4 kg la fiecare pom. Atunci, ăsta e rolul foarte important, că îți lasă îngrășămintele și ce-i dai tu solului, le lasă treptat, le pune la dispoziția plantei. Bun, dar se lipește de frunze, nu, domnule inginer. Nu pe frunze, pe sol să dea. Ar fi o tehnică, o treabă, și pe frunze. Treaba din asta a fost și am vrut noi să o testăm și am și dat la cineva. I-am dat un atomizor de-al meu ca să-l adaptăm pentru praf, să poate microniza. Să poate microniza și ar putea să se dăm, să folosești și la, ca pe rol de insecticid. Pe rol de insecticid și fungicid, care omorâ și orbește celelalte. Poate era o chestie, dar dacă am văzut că problema cu insectele rezolvată cu laserul este foarte scump, într-adevăr. Poate atacă și aparatul digestiv la insecte, da, nu? Așa, zeolitul. Nu că le-ar deranja, că praful ăsta a ajuns în aparatul lor digestiv, le-ar deranja pe insecte, da. Că, poate le creează constipație, domnicile. No, sunt foarte... Zeolitul este o treabă foarte bună. Și cum ziceam, le-am povestit acolo lor când am folosit capcanele astea pentru Epicometis hirta. Și ne aude pomicultori care sunt acum, mai ales că în ultimii 5-6 ani au fost atacuri puternice de Epicometis hirta. Eu am fost și la o emisiune, într-o emisiune în direct la România Actualități, Radio România Actualități, și le-am prezentat capcanele care le-am folosit și cum am scăpat de Epicometis.
au rămas surprinși și le-am spus și lor și atunci toți și-au notat exact cum am preparat procedura și cum am, vasele care le-am folosit, că acolo au contat și vasele și m-au întrebat că de ce vasul culoare albastră. Le-am spus culoarele descoperi stând în fermă. Le descoperi și comportamentul lor și alte multe le dobândești în... Putem vorbi îndelungată și ați observat toate reacțiile și efectele pe care agricultura ecologică, prin aceste componente care le-ați menționat, le are asupra culturii și asupra livezii, în speță dacă vorbim de pomicultură sau dacă vorbim de vie, de viticultură. De viticultură. Aici, de exemplu, cu acest, sigur că da, se le dobândești în timp, dacă stai toate și vezi. Păi, de exemplu, vă spun cum am ajuns la concluzia că trebuie vasele care le folosesc să fie de culoare albastră. Pentru? În care am pus apă și cu o soluție cu esență mai puternică decât florile de măr, ca să-i atrag mai tare în ăsta. Și atunci mureau fără să pun esența. Găseam după o zi pe alta 250 până la maxim 300 de epicomedi de gândaci păroși într-un bol de culoare albastră sau... De ce atrăgeau oare culoare albastră? Că vă spun cum am ajuns la concluzie. Și după aia am pus și lighene de culoare albastră, toate de culoare albastră și cât nu mate, cât mai... Stridente. Da, ca să atragă mai tare. Și după ce am pus esența de o floare mai puternică, punem 2-3 picături la vasul mic, 3-4 la un bol mai mare și la lighene nu erau uriașe lighenele. Acolo punem 5-6-7 picături în vasul, jumătate îl umplem cu apă și pe când m-am dus a doua zi, spre surprinderea mea, erau pline, nu mai aveau unde să nece. Tot era plin. Le-am arătat și acolo la cursanți, că mai aveam, anul ăsta nu a fost un atac, că găsem 10-15 într-un casul. Am pus totuși pentru, am văzut că nu sunt, n-am pus iar așa de dese, am pus numai să vedem cam care-i. Câte exemplare sunt, dacă le-am distrus în totalitate anul trecut, atunci normal că nu mai iau ele să distruge, normal. Dacă rămâneau toți, atunci vă dați seama cât să mulțeau și ce era în anul următor, dacă nu reușeam să-i distrug. Și atunci am văzut cât e ce era, am început să număr, dacă n-am văzut că de ordinul miilor, am lăsat pe gubaș și în câteva zile am scăpat de dăunători. Deci am ajuns la culoarea albastră. Întâmplarea a făcut, eram cu o mașină albastră în fermă și un soare puternic a încins capota mașinii, nici nu aveam hală atunci, că nu aveam hală. Și tot antonomusul ăsta, gărgărița florilor de măr, era un atac atunci. Văd că am găsit, acum n-am mai avut anul ăsta. Și când am văzut că capota mea era neagră, cum au venit, eu atras pe toți antonomusii, culoare albastră, pe toți antonomusul din livadă, din fermă, din pomi. Și când am văzut că erau prăjiți acolo, deci care va să zic că vă place culoarea albastră. Aha, poate același fenomen și din coș. Așa m-am dus cu culoarea albastră, da. Mai între alte părți, mi-a zis, când puneam alte capcane, era cu galbenul. De aici eu am folosit numai culoarea albastră. Da, și deci sunt tratamente care, chimic, că asta e o treabă foarte interesantă, că nici chimic, nu poți să și la cei care nu sunt în agricultură ecologică. Nu poți să folosească nu știu substanțe, că doar atunci, dacă îl omori pe gândacul păros în timpul polenizării, omori și albina care polenizează. Și atunci, ce ai făcut? Ce ai făcut? Rămâi fără polenizare. Fără polenizare. Și atunci totul rău. Scapi de un rău și dai de altul. Dar aici, această metodă cu capcane, folosirea capcanelor care le-am făcut noi, e o treabă fantastică și am scăpat de acest... destul de periculos, că intră în floare, nu poți... Și cu capcanele l-am rezolvat definitiv. Bun, dar pe 4 hectare cam multe capcane, nu? Am găsit toate vasele și am găsit de la o supermarket din Satu Mare. Așa de... toate le-am cumpărat. Toate de culoare albastră. Toate de culoare albastră. Dar ce puneți în apă? Că n-am reținut exact. La prima dată nu le-am spus la cei de la România, dar nu le-am spus. Eu am pus o esență de liliac. Deci, de flori de liliac, O esență de flori de liliac, ce da, simplu, în apă, nu? Da. Și atunci asta era mai puternic decât florile și le atrăgea mai tare. Domnule inginer, dumneavoastră sunteți în același timp mai nou și profesor, dar întotdeauna ați fost și profesor, mai ales la cursurile care erau organizate prin Agenția Națională ANCA, de consultanță agricolă, și acum funcționează Camera Agricolă, da?
sau în cadrul direcției pentru agricultură și dezvoltare rurală, nu știu dacă asta e formularistica din zilele noastre, Direcția Agricolă Județeană, dar sunteți în același timp și producător, aveți livadă, așa cum am spus, acolo la Homorod. Am fost cu dumneavoastră încă de la începuturi, acum vreo, nu știu, 6, 8 ani, 10 ani, poate chiar de la începutul. Când în 10, când am făcut prima plantă, da. În 2008 am făcut. Cred că atunci am fost imediat. După aia, imediat, da. Și ne-ați vorbit de acest proiect. Am fost și la proiectul inițiat de dumneavoastră prin plantarea de vițe de vie în apropiere de livada, da, de, acolo este, de pomi fructiferi de acolo, de la Homorod. Cum apreciați politica asta a valorificării produselor? Iată, asistăm la niște drame. Adică sunt pomicultori, viticultori care investesc, primesc bani europeni sau din domeniul legumiculturii, numai departe. Ați văzut și dumneavoastră știrile, ați văzut ce drame cu roșiile, că sunt 30 de bani, că mulți le-au aruncat. Cum vedeți dumneavoastră, în calitate de specialist, un sistem modern de economie de piață în care să aibă loc acest circuit, producție efectivă, muncă, produse obținute, valorificare. Nu mai departe, nu avem fabrici de procesare, de conserve. Vă gândiți, sau poate v-ați gândit și dumneavoastră, la o deschidere spre exterior, în țările membre ale Uniunii Europene, pe piața europeană. Din acest punct de vedere, cursanții au învățat anumite chestiuni de marketing. Nu știu, dar care ar fi soluția? Uite, chiar și în domeniul zootehniei, știți foarte bine, am avut probleme la Drăgușeni, am fost acolo la un întreprinzător, un om extrem de harnic, a investit foarte mult, a adus vaci de rasă și a fost nevoit să le vândă, mai avea vreo 10 vaci când am fost noi pe acolo, pentru că nu a avut cui să valorifice laptele. Pe la care s-a închis fabrica de lapte. Iată, bun, am trecut cam prin toate sectoarele agriculturii. Dar care ar fi viziunea modernă pe care ați întrevedea-o și dumneavoastră în ceea ce privește politica de marketing din România? Ei, noi cred că la... ...3.000 de euro ca să obții pe 10 arii de solarii ca să produci tomate, să vinzi 2 tone. Este eficient. Eficient, da. E o treabă, se poate. Se poate, nu ca să-l obligă atâta minim, că poate vinde toată producția să o vândă. Normal, dar te obligă să cu factură să valorifici și să dea și prețul. E o treabă bună, dar aici nu ne-am dus noi înainte. Să gândim, să ducem toate lucrurile până la bun sfârșit. Asta e o etapă. Sigur că lumea, fiind interesată că totuși niște bănuți în plus care îi primește acolo să aplice, dar hop, mai departe trebuie să gândim dacă această cantitate poate fi vândută. Aici s-a mai vorbit și cu aia cu supermarketul, că să folosească 10-50% din asociații și supermarketul, să ia produse românești. Problema este că aici nu sunt încă noi, deja, noi tot am fugit și n-am făcut în România, așa am încercat și noi, pace cu grupuri și cooperative din astea, grupuri de producători, care sunt organizate în scopul valorificării. Nu poți să mergi fiecare individual să-ți vinzi tu produsul tău. Și atunci, nici supermarketurile nu prea agrează ei să ia producători, 1000 de producători, exact, decât să discute cu 10 sau cooperative, 2, 3, 5 cooperative. Sau asociații. Și atunci el discută, el totdeauna vrea, într-adevăr, să aibă și continuitate. Corect. Vrea să aibă și partiți mari. Și atunci noi, dacă nu suntem organizați, sigur că ne văităm așa și nu poți. Și greu să intre atâța în supermarketuri, fiecare producător mic cu cantitatea. Nu merge, nu. El când se duce acolo, el face contract și mai poți. De dovadă a fost încă, știu de o asociație, un grup de acțiune, care l-a fost făcut cu ani în urmă în Arad, la Curtici, și unde au făcut legume, se cantități mari și a fost un contract cu un supermarket din ăsta. Și toată producția cât o făceau ei, o dădeau la acel supermarket. Bun, la aveau și instalații atunci, frigorifice, aveau și hale. Noi n-avem nici astea. Noi și asta tot zice că să ai și mult. Elementele, anexele aferente. Normal. Uite, de oriunde te-ai duce, ne pare rău dacă trecem granița și vedem la vecini de dincolo. Și treaba asta au făcut-o imediat după Revoluție. Oriunde era plantație frigorifică, unde era plantație pomicolă cu suprafețe mari, pac și depozitul.
frigorific, adică nu ești condiționat tu când ai recoltat mărul, gata să și să-l dai din valorific. Câmp. Da. Cine mănâncă atâtea mere? Cine mănâncă, da, și atunci trebuie să ai capacitate de păstrare și te mire aici, că cum e plantație, pac, îi vezi și depozitul, de diferite capacități. S-au făcut grupurile de producători, au făcut depozite cu 4.000 de 400 de tone și 4.000 de tone erau depozite, unul mare a fost la un grup în Ungaria, astea erau mai mici, cât era capacitatea lui, cât producea el, 100, 200, 300, 500 de tone, el avea depozitul de păstrare. Și atunci el știa că poate să-și vândă produsul până la noua recoltă. Ei, noi nu avem, poate să stăm rău. Și atunci și partea aia, altă cu procesarea. Păi dacă procesarea, cât e, că am avut noi cândva, că era fiecare județ, aveai câte o fabrică de conserve sau erau județe care aveau și două. La Carei, da. Și noi am avut la Carei. Da, și altele erau județe care aveau și câte două. Deci aveam noi atunci, mi se pare, vreo 60 de fabrici de conserve, acum nu știu, dacă mai sunt, nu știu, vreo 10-12 care funcționează la nivel de țară. Și atunci n-ai nici procesarea asigurată și păcat. Păcat că nu facem noi și aducem tot produsele și produse putem face, da. Și aici putem procesa noi. Aici, la depozitare, tot am zis că vom face depozitare, că n-ai, dacă nu i-ai preluat lui, să-i iei povara sau altcineva, să zicem, cooperativa în care și el este membru, sau grupul de producători și este membru, cooperativa să aibă misiunea de a se ocupa numai de valorificare. Eu am produs, bine, cu o parte din profitul care rezultă din cooperativă se întoarce și la producător. E o treabă care funcționează în alte părți, bine. S-au obișnuit lumea. La noi, și în alte țări europene, nu? În alte țări, sigur că da. Când a fost și o Olanda, chestiune de mentalitate. În Ungaria și în Polonia, și în Polonia, foarte bine, cooperativele funcționează foarte bine. De mentalitate și atunci știu că au asigurată valorificare. Noi lucrăm după ureche. Sigur, când este o cerință, toată lumea se orientează cât un produs, după aceea se creează surplusul și nu mai poți să-l vinzi. Ba mai le tratează cu nu știu ce substanțe chimice să stea pe iarnă și da. Ajunge la consumator și te mir că România e o țară bolnavă, că avem 5 milioane de bolnavi, ca să-i cașa. Un aspect. Și aici este un aspect că cu folosirea acestor substanțe, sigur că fiecare are doza și concentrația soluției care o aplici și intervalul de timp. Nu mai respectă, sunt unele care nu se mai respectă timpul de pauză până la recoltare și atunci știe că cumpărătorul mănâncă un produs oricare e supra-tratat și are multe substanțe chimice în el și te apucă durerile de stomac. Dacă el e făcut astăzi tratamentul și el are pauză 14 zile sau este în care au timp de pauză 21 de zile și atunci practică la produsul respectiv, sunt produse care au și perioade de pauză mai scurte, atunci trebuie văzut exact ce produs poți să-l folosești. Când perioada ta de recoltare, adică produsul să combustia și transformarea lui în fruct să aibă loc. Sigur că ușoare, dacă folosești multe substanțe, oricum ușoare urme tot rămân. Nu există să nu rămână ușoare urme. De produsele bio sunt cele care... Cele care trebuie să fie căutate exact, de toți exact. Sătmărenii și românii. Iată, chiar ați adus aceste prune din livadă de acolo, da, de la Homorâ. Aveți foarte multe. O să ieșiți pe piață cu ele în curând, gospodinele. În plin. Da. Vor fi mai multe soiuri. Și sunt naturale, stimați telespectatori. Absolut nimic chimic. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Sigur că da, informațiile sunt și au fost extrem de prețioase pentru cei care se ocupă de pomicultură noastre. Important este, așa cum am spus și în alte emisiuni și a precizat și domnul inginer Ioan Pop, să vă asociați, să faceți cooperative și, bineînțeles, cu instalațiile frigorifice aferente, pentru ca să puteți încheia contracte cu marile supermarketuri și să aveți o valorificare optimă a produselor cu un grad de fructelor mult dumneavoastră țineți acasă, prin pivniță sau pe unde le depozitați pe timp de iarnă poate 20-30% din producție se putrezește și atunci pierdeți foarte mult. În final, pe foarte scurt, domnule inginer, eu am din agricultura românească, extrem de interesați de agricultura profesionistă, nu după ureche. Sau cursuri periodice noastre, sau și
alte elemente complementare producției. Sigur că da. Acest curs, că sigur a fost pionerat pentru noi, ca să ne intrăm, și nu e ușor, de fapt niciun lucru nu este ușor, nimic nu se face cu așa, fără să pui osul la treabă, exact. Dar nu se face nimic. Asta m-am convins de-a lungul perioadei, deci cât e ferma și celelalte, nu se fac nimic fără muncă. Și atunci am zis că deja am prima solicitare, am fost la un simpozion, la o conferință cu a Camerei de Comerț și Industrie a Ungariei, în care m-au rugat să prezint un material legat de agricultura ecologică și imediat după terminare, la discuție, era multă lume venită la mine ca să se intereseze de agricultura ecologică, de practici, de așa cum să intre în agricultura ecologică și, spre bucuria mea, mă gândeam mai demult la treaba asta și mi-era în gândul și în intenția noastră să ducem în primul rând copiii mici și la alte nivele, să-i duci în fermă, mulți din ei nu știu ce e la mărul, nu cunosc fructele, nu cunosc cât de cât, să vadă, să simtă pomul, să pună mâna pe el, să vadă cam ce lucrări, că așa se explici la nivelul lui de percepere și de cât poate el să ducă. Dacă sunt copii, vor să vină prima grupă la 10-12 ani. S-au anunțat pe această săptămână, s-ar putea să nu vină chiar acum, că încă suntem prinși cu finalizarea acestui proiect, determinat practic predatul și alelalte, dar sunt încă documente de finalizat. Și după aia vor veni copiii ăștia, mă gândesc și la școli, să facem la când au ei programul la școala altfel, da, să ducă elevii în fermă, să vadă, să recolteze, să pună ei mâna pe fruct, să-l ia de acolo, să-l guste. Așa? Și poate n-ar fi nici lipsit de interes. Eu n-am crezut că cursul care l-am prezentat, l-am predat la ei, să bucură de ta susținere. Și erau oameni, spre surprindere, cum am zis la început, și erau mulți cu forță, cu pregătire superioară, nu de domeniul ăsta, și atunci am văzut că cât interes nume la el, nu-i plictisea deloc, puteam să-i stau cu ei, să le vorbesc 4 ore fără să ne oprim un pic, bine, discuții interactive, pauză de masă și o luam din nou. Deci și asta ar trebui făcută și aici. Poate vedem sub ce formă, dacă o să fie și aici pe neformare, cu toate că am zis noi că totdeauna când zici că câte greutăți, că sunt împiedici, dai, greutăți mai sunt, bună, da, și birocrație, mai sunt și altceva, deci nu este ușor, dar așa cu răbdare le duci pe toate la capăt. Și ar fi o treabă și cu ăsta, că l-am văzut, multe lume nu știe și să fac greșeli mari, cum zice și la tăieri, la el, când le vezi la el acasă. Nu știu să facă și atunci altfel e când îi dai foarfe, că îi prezinți un pom, îi arată ăsta și discutând exact de ce-i și atunci când ai tăiat o creangă, o ramură, i-ai și spus din ce cauză, de ce o dai, ce urmări are, care sunt efectele. Uite, de exemplu, o treabă care era și-o fost și aici în statul mare și în viticultură, cu tăierea viței de vie la Feteasca Regală, nu, Feteasca Neagră, soiul nostru românesc, foarte bună, foarte productivă. Este deja o străină, ce vă trebuie vouă soiuri străine când aveți voi Feteasca Neagră? Voi credeți că e mai bun Merlot, Cabernet Sauvignon sau Pinot Noir decât, sau nu știu, Asele pe roșu, zicea el, decât Feteasca noastră neagră. Da. Feteasca noastră neagră. Dom'le, face un vin deosebit. Dar acolo, într-adevăr, e un principiu. Și discutam și cu profesorul de viticultură care a venit de la USMB Cluj. Și am mai discutat și multe probleme pe acolo. Ei, oricum, dacă ai schimbul ăsta așa între ei, mai unul de la altul, mai înveți... Socializare profesională, da. Da, da, da. Cum se spune și atunci acum. Acolo, de exemplu, lăie e un lucru foarte important, nu merge decât pe coardă lungă. 8, 12 până cât ai intervalul între ele. Lung, cu mulți ochi, că el, la intervalul 1, 3, mugurii de la bază, nu îți lăstari fertili, nu fac struguri. Și atunci, dacă ai mers numai cu cep, înseamnă că totdeauna ai frunze și verdeață frumoasă și ține umbră. Și producție... Nimic, da. Da. Și până la urmă, când toată lumea a practicat asta, un exemplu. S-ar putea să fie și ăsta la altul de formare, că de plăcut îmi place, într-adevăr. Și aici împărtășesc din cunoștințele care le-ai dobândit în timp. Și una este când vorbești numai teorie și numai un cadru universitar care știe bine din carte, ei, alta e când ești și practician. Da, și îmbini cunoștințele... Teoretice cu practice. Exact. Și atunci le vezi și știi altfel. Le pipăi. No, asta e important aici când e. Da. Recunoști și profesorul universitar, recunoaște el. El recunoaște, da, este un cadru foarte bun, teoretic, recunoaște. Practica e altă socoteală. Așa muncă de cercetare, de îmbinare a cunoștințelor cu practica. Da, exact. Și să vezi în teritoriu contează, exact contează mult, întâmplă. Contează mult când tu ții foarte ca mână și tu cum tai și când numai din... Da, mulțumim tare mult, domnule inginer Ioan Pop, în numele telespectatorilor noștri.
Oricând, cu mare plăcere, puteți avea un aliat în Nord-Vest TV, o să fim mereu alături de dumneavoastră, pentru că mai trebuie să dăm dovadă și de altruism pentru a-i ajuta pe cei care vor să investească în agricultura românească. Poate sunt și români care au bani și vor să vină din străinătate acasă, au ajuns la o anumită vârstă și vor să se profileze pe o investiție în agricultură. Oricând, vă așteptăm să ne sunați și vom fi alături de dumneavoastră și cursurile dumneavoastră și să-i vedem și pe cursați la treabă acolo, să știe, să aveți încredere să le dați la primăvară sau la iarnă să facă tăierile la livada de pom din Homorod. Vă mulțumim pentru atenție, doamnelor și domnilor, vă doresc toate cele bune, la revedere!